Bocăința unui sihastru necunoscut. Era un sihastru temător de Dumnezeu și sporit în bunătăți, care ședea într-un munte pustiu, la hotarele cetății antinoa din Egipt, de la care mulți se foloseau prin cuvintele și lucrurile lui. Astfel fiind el, l-a ispitit vrăjmașul, ca și pe toți bărbații cei îmbunătățiți, și a dat un gând ca acesta. Nu se cade ție ca să-ți lucreze sau să slujească alții și nici tu nu ești vrednic să slujești cuiva. Dar de nu slujești altora, apoi măcar ție să slujești. Deci, sculându-te, mergi în cetate și zvinde vinde coșurile pe care le lucrezi, cumpără-ți cele de trebuință și întoarce te îndată la liniște, ca niciunea să nu-i faci greutate. Aceasta l-a sfătuit înșelătorul, zavistuindu-i liniștea lui, precum și îndeletnicirea cea bună spre Dumnezeu și folosul multora, pentru că vrăjmașul pretutine se sârguiește să vâneze pe toți. Deci Sihastru, supunându-se ca unui gând bun, a ieșit din chilia sa, neînțelegând meșteșugurile cele viclene ale diavolului, deși era cunoscut, lăudat și de mirare la toți. După multă vreme, văzând o femeie și vorbind mult cu ea, de neluarea sa aminte s-a împiedicat și mergând la un loc pustiu, povățuindu-l vrăjmașul, a căzut cu ea lângă un râu și îndată a înțeles că s-a bucurat vrăjmașul de căderea lui. Iar el voia să se desnădăjduiască de vreme ce a mâhnit pe Duhul Sfânt, pe Înger și pe sfinții părinți, dintre care mulți, locuind în cetăți, au biruit pe vrăjmașul. Deci se mâhnea foarte mult de aceasta, neaducându-și aminte că Domnul este gata să dea putere celor ce nădăjduiesc spre el și uitând tămăduirea greșelii voia să se arunce în repeziunea râului spre cea mai desăvârșită bucuria diavolului. Dintr-o durere sufletească mare ca aceasta a slăbit cu trupul și de nu i-ar fi ajutat mai pe urmă milostivul Dumnezeu, ar fi murit fără pocăință spre bucuria diavolilor. Venindu-și în fire, se gândea cum ar putea să arate mai mult o steneală în pocăință și în reapătimire, ca să milostivească pe Dumnezeu prin lagră și prin tânguire. Atunci, iarăși s-a dus în chiria sa, astupând ușa și, precum este obiceiul a plânge asupra mortului, astfel plângea rugându-se lui Dumnezeu, postind și priveind. Apoi, cu toată strâmbtorarea, și-a slăbit trupul și nici așa nu îi se părea că face pocăință în destul pentru păcatul ce făcuse. Iar frații, după obicei venind de multe ori la dânsul pentru folos și bătând în ușă, el le răspundea zicând, Nu pot să deschid pentru că am dat cuvântul lui Dumnezeu ca astfel să vă pocăiesc un an și rugați-vă pentru mine, nevrednicul." Căci bătrânul nu găsea cum ar putea să le răspundă ca să nu se smintească auzind de căderea lui în păcat, de vreme ce era socotit de dânsii ca un foarte cinstit și mare monah, și a petrecut tot anul postind și pocăindu se Venind noaptea învierii lui Hristos și luând o candelă nouă, a grijit-o turnând un de lemn în ea, apoi, punând-o într-un vas nou, a acoperit-o și de cu seara sa la rugăciune zicând, Îndurate și milostive, Doamne, cel ce voiești ca și păgânii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vie, la tine am scăpat, Mântuitorule, al sufletelor noastre, miluiește-mă pe mine care multe am mâniat și spre bucuria vrăjmașului multe am făcut. Iată, acum sunt mort, ascultând pe vrăjmașul. Dar Tu, Doamne, cel ce miluiești pe cei necurați și nemilosivi și îi înveți a milui pe aproapele, miluiește și te milosevește spre a mea ticăloșie, pentru că nimic nu ți se ție cu neputință. Milosevește-te că de ea s-a apropiat sufletul meu, fă -mi milă că ești bun și milostiv, ca unul care voiești ca și trupurile care nu sunt să le înviez în ziua cea mare a învierii. Auzi-mă, Doamne, că s-a stins Duhul și a slăbit trupul meu pe care l-am întinat. Deși nu pot vețui fiind nevrednic, iar de frica ta lipsindu-mă, am îndrăznit, am apropiat spre bocăință. Ție, mă rog, iartă-mi greșala. Îndoit păcat am căderea și desnădăjduirea. Deci înviază-mă pe mine cel pierdut și poruncește ca prin al tău foc să se aprindă candela aceasta, ca astfel luând în credințare de iertare prin îndurările tale cele mari, cealaltă vreme pe care mi-o vei dărui, să o petrei într-o frica ta, păzind poruncile tale și mai cu o sârde să-ți sugestie. Acestea grăindu-le în noaptea sfinte Învierii, cu multe lacrimi s-a sculat să vadă de s-a aprins candela și descoperim vasul au văzut că nu se aprinsese apoi iarăși căzând pe fața sa se ruga zicând, Știu, Doamne, că nevoința mi este înainte ca să mă încunonez, și n-am luat aminte la cărările mele, voind mai mult să mă arunc în calea celor necurați prin dulceața atropiască. Deci miluiește-mă, Doamne, că iată mărturisesc bunătății tale a mea păcătoșene înaintea tuturor lingilor și a dreptilor și de nu s-ar sminti oamenii, apoi înaintea toată lumea aș mărturisi căderea am păcat. Miluiește-mă, Doamne, pe mine cel ce mă mărturisesc, ca și pe alții să-i învăț, așadar, Doamne, înviază-mă. Astfel rugându-se de trei ori, a fost auzit și sculându-se și afla candela arzând, apoi s-a bucurat foarte mult, întărindu-se cu nădejdea către Dumnezeu. Și se minuna de darul lui Dumnezeu cel atât de mare și de milosiva lui iubire de oameni, veselindu-se cu Duhul că l-a încredințat Dumnezeu de iertarea păcatului lui, auzindu-i smerita lui rugăciune și zicea, Mulțumesc ție, Doamne, că în această viață vremelnică mai milui pe mine nevrednicul, prin acest semn mare și nou dându mi îndrăzneală către tine. Astfel, petrecând el în mărturisirii, s-a făcut ziua și veselindu-se într-un domn, a uitat de hrana trupească în acea zi de bucurie. Focul din la aceea l-a păzit tot timpul vieții sale, punând un de lemn într ca să nu se stingă, și iarăși a petrecut întrânsul Duhului Dumnezeu, fiind de tot știut și folositor. Iar când era să se ducă din viața aceasta, i s-a arătat de la Dumnezeu mai înainte cu câteva zile ceasul sfârșitului său și s-a odihnit în pace, dându-și sufletul în mâinile lui Dumnezeu.